Fostul președinte Igor Dodon acuză procurorii că, din lipsă de probe, s-ar fi adresat după ajutor lui Vladimir Plahotniuc. Acesta, la rândul său, ar urma să facă declarații contra lui Dodon, iar în schimb cere să-i fie ridicate sechestrele și să se poată deplasa liber prin lume. Procurorul Petru Iarmaliuc nu a comentat deocamdată aceste informații. Ieri însă acuzatorul le spunea jurnaliștilor că în instanță au fost prezentate probe noi relevante pentru menținerea arestului la domiciliu. Cât timp stă închis între patru pereți, fostul șef de stat spune că își umple timpul liber citind în engleză și franceză. Procurorii care se ocupă de dosarul meu au ieșit la Plahotniuc și încearcă să obțină date, pentru că nu au dovezi pe cartele de acuzații și încearcă cu acela să negocieze ca să le dea ceva informații suplimentare. Dar acela cere să scoată chestiile pe active și să-i permită să încerc prin toată lumea. Eu vreau... Noi avem informații diferite. Dodon a mai adăugat că voia să facă aceste dezvăluiri la ședința viitoare, fără să spună însă de ce. Am cerut un comentariu de la procurorul Petru Iarmaliuc despre acuzațiile lansate de fostul șef de stat, dar deocamdată nu am recepționat vreun răspuns. Aseară, după ce s-a aflat că Dodon a fost trimis înapoi în arest la domiciliu, acuzatorul de stat a declarat pentru jurnaliști că a prezentat o probă nouă relevantă pentru menținerea arestului. Despre ce este vorba mai exact, a refuzat să spună. A fost prezentat astăzi în ședință de judecată o probă nouă din partea procurorilor prin care confirmă actualitatea riscurilor invocate la demers, reținute de către judecătorul de instrucție la prelungirea măsurii preventive arestul la domiciliu a învinuitului Dodon Igor. Astfel, Igor Dodon continuă să se afle în arest la domiciliu până la expirarea mandatului. Acesta a declarat că își umple timpul liber citind. Citesc mai multe cărți în engleză, în franceză, mi-aduc aminte și de engleză și de franceză și de tot absolut diferit. Poate ne recomandați. Eu vă recomand să citiți mai multe autobiografii oamenilor celebri. Le-am citit anterior, de exemplu, același Cezar, același Otto von Bismarck, același Roosevelt, același Stalin, același Mao Zedong. Cât timp s-a examinat recursul privind măsura de arest la domiciliu, afară avea loc un protest în susținerea, dar și contra lui Dodon. În timpul unei cerți, deputatul socialist Vasile Bolea a aruncat cu o bancnotă de 20 de lei în activistul Vasile Sinegur. Săptămâna trecută, TV8 a scris despre sechestrele aplicate de procurori pe bunurile deținute de familia fostului președinte. Surse apropiate anchetei ne declaraseră atunci că ar fi vorba de pensiunea din satul Molovata, ce ar aparține cumnatului lui Igor Dodon, fata Morgana. Sub sechestru este și baza de odihnă din preajma satului Sadova, localitate în care s-au născut frații Dodon, casa din sectorul Buicani, dar și două automobile Škoda Superb. De asemenea, și pe două ATV-uri ar fi fost aplicate sechestre. Întrebat ieri despre aceste bunuri, fostul șef de stat a refuzat să se expună. Igor Dodon este cercetat pentru corupere activă, acceptarea finanțării partidului politic, trădare de patrie și îmbogățire ilicită. El se declară nevinovat și susține că acuzațiile procurorilor sunt de natură politică.